Salutare pariuri, sunt Sabin și vă invit la un nou episod din Faci Pariu. În ediția trecută a emisiunii, pariurile câștigătoare au curs și, mai important, am ieșit pe plus și cu biletul de 450 de lei. Iar dacă doriți să vedeți zilnic pe ce pariem, nu doar atunci când sunt emisiunile, nu trebuie decât să vă abonați la canalul nostru de YouTube, click pe butonul de subscribe, click și pe acel clopoțel și haideți să facem zilnic pariurile împreună. Astăzi v-am pregătit 33 de ponturi pentru zilele de sâmbătă, duminică și luni și am și 3 bilete, sau mai ales am 3 bilete care totalizează un câștig de aproape 3.000 de lei. Pe toate le-am plasat la lac.com, evident sponsorul emisiunii noastre, o casă de pariuri cu oferte de bun venit de neratat. Dați click pe linkul din primul comentariu și revendicați banii mulți și gratis pus la bătaie de lac.com. Deci click pe linkul din primul comentariu. Ok? Trecem la pariuri, sau mai bine zis la bilete, pentru că voi insista pe cele 3 bilete. Toate pariurile sunt, ca de obicei, în finalul emisiunii. Așadar, biletele, avem mai întâi biletul pe Liga 1. Sunt două pachete de ponturi, dacă vreți, mici pachete de ponturi. Favoriți, pariuri pe favoriți în echipele favorite, în meciurile FCSB vs. Polia și Universitatea Craiova vs. UTA. FCSB, care tocmai a părăsit Conference League și fără îndoială se va focusa în acest moment pe câștigarea unui titlu, după care aleargă de ceva vreme. Alte două ponturi identice, peste 1,5 goluri în meciurile FC Botoșani, Oțelul, dar și Voluntari Dinamo, de urmărit prestația Câinilor Roșii după bifarea primului succes din acest sezon, 1-0 cu FC Botoșani în runda anterioară. Biletul weekendului a fost conceput de colegul meu de la pariuri1x2.ro, Lucian, un câștig de peste 2000 de lei. Lucian pariază pe două meciuri din Premier League, Liverpool vs. Bournemouth și Manchester City vs. Newcastle. Sunt pariuri pe goluri aici. Și apropo de Newcastle, merge pe terenul cetățenilor cu moral excelent, asigurat de succesul foarte clar obținut runda trecută, acasă în meciul cu Aston Villa, o altă trupă de forță a primei ligi engleze. Alte două ponturi sunt pe echipe favorite, din nou apare FCSB pe combo, dar și Real Madrid, care joacă în deplasare la Almeria. Tot în deplasare au jucat Galacticii și runda trecută și au câștigat cu 2-0 pe terenul unei formații mai bine cotate, Bilbao. Biletul emisiunii, un câștig de peste 730 de lei cu ajutorul Lucky Bonus. Despre ce este vorba? Pe scurt, agenția LAC vă asigură o creștere de profit pe biletele de pariuri pe măsură ce plasați mai multe evenimente cu cotă minimă 1.30. Plasați 3 evenimente, aveți o creștere de profit. Plasați 4, o creștere mai mare, 7, 8 evenimente și tot așa, până la o creștere de profit de 150% pentru biletele de pariuri cu 27 de evenimente. Nu recomand în schimb nimănui să joace astfel de cerșafuri. Nu vrem să fim donatori la pariuri, ci vrem să fim câștigători cât mai des. Hai să vedem biletul emisiunii. Ok, ăsta a fost episodul Faci Pariu de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă invit să dați un like, un share și v-am spus, un subscribe canalul nostru de YouTube, să facem zilnic pariurile împreună. Nu uitați să jucați Super 12, intrați acum în joc gratuit pentru marele premiu de 10.000 de lei cash și atacați premiile garantate, pariurile gratuite pentru 10 și 11 predicții corecte. Sunt pariuri gratuite fără număr, pariuri de 50 de lei și de 100 de lei. Atenție, acestea sunt livrate de lac.com în conturile voastre de jucători lac.com, deci trebuie să aveți deschis un cont la LAC, să-l încărcați în aplicația Super 12 pentru a putea revendica aceste premii, evident, atunci când le câștigați. Accesați zilnic aplicația, jucați la fiecare rundă, urcați în cursa jucătorilor pentru alte premii garantate, plus minci și tricouri de colecție. Iar în finalul cursei jucătorilor aveți tombola ce pune la bătaie televizorul cu diagonala de 200 de centimetri. Astea au fost ponturile, asta a fost emisiunea. Ne vom revedea în deschiderea săptămânii viitoare. Până atunci, spor la bani și baftă la pariuri!